Ok, avem încă o șansă la Olin la 150 aici. 5, 6, 6, da? Mamă, ce frumos. Dar bine, totuși mă deranjează că n-a venit 5, frate. Nu pot să mă plâng, e ok chintă servită, dar voiam să-mi dea 5-5 ca să-și ceară scuze la mine. Mai ales că duminică am ieșit pe 20 la același turneu, când era 200.000 primul loc și luni a fost, nu știu ce l-au făcut ei, Monday, 500.000 garantat, care e destul de mare pentru o zi de luni. Și eram un pic fed up după late-ul de duminică și la ăsta să pierd flipul ăla așa mare și apoi să ies cu ași în spotul ăla ridicol, eram destul de tilt. A, am făcut nimic, ce să fac. Le ziceam la băieți pe Discord că mi-am pus un par de wiki și am ieșit balcon. Era frig să fumez o țigară și nici măcar whisky, care e prietenul meu, nu intra. Eram dead inside. Dezamăgitor, dar ce să facem? Dăm înainte, o să mai vină șanse. Nu e ok să stai în vibe-ul ăla, adică cel mai ok e să încerci să îți pui. De, nu e ok să-l ignori, că o să rămân acolo și o să te mănânce. De preferat e să nu vorbești tu cu tine sau unul dintre ei să zică, bă, tu ești cel mai ghenionist, nu o să câștigi niciodată. Am fost acolo și am scăpat de gândurile astea, nu ajută deloc. Mamă. Interesant. Cred că-s bătut tot timpul aici, dar nu pot folda. Poate are o mână ca as-valet de treflă sau ceva genul. Așa că pentru două bounty-uri sau aș. 8 river. Ocho. Inima e ok. Ocho, băieți. Do it. Ah. Da, pe flop n-am ce să fac, clar, trebuie să dau call. All-in-ul nu prea are sens. Și pe turn, v-am zis, mă așteptam să fiu bătut mai tot timpul, dar... GG Masters Bounty, ăsta e, nu? Dar parcă era unul și non-KO, nu? Sau a fost mai devreme și nu mai prind acum. Am dat mic flop și vreau să mai dau un aici, în sensul că mai aruncă mâini cu backdoor, nu știu ce are, și pe care poate să le blufeze river. Practic aruncă mâinile mai slabe ca ale noastre. Deci nu știu dacă e bluff, e mai mult protection, maybe value, și putem profita de unele river de genul. Și aici încerc să-i foldez 7-ari, 8-ari, 9-ari, perechile genul ăla. Dacă n-ar fi venit damă, dar așa am și damă, popă damă și azi damă range. Fără damă nu mai bluffam river-ul, dar așa cu damă o să încerc să mă folosesc ea. Nu zic că e neapărat să foldeze perechile alea, dar trebuia să o încerc. Ia să vedem dacă e prăfuită. Dacă e prăfuită total sau... Doamne, pânz de păiajă, nu prăfuită. Cam așa arată, vezi. Ea e drăguță, nimic de zis, dar nu prea știu ce să zic despre purtatul ei. Se pare un pic cam exagerat. O să te muni la 215 și domina, l-am prins, hai un pic. Cu dubla pe care... Nu, nu, nu! Da, mă, River One Time. Ce da, mă, băieți, Sergiu, du-te la Netflix, frate, că nu-i de tine sesiunea asta. Băieți, sunt foarte supărat. Asta era speranța pe azi. Ți-ai în 15 blinder, fuck it. Bet! Hai să luăm noi lead-ul aici. El poate juca check în spate și cu o mână ca valeții, de exemplu. Nu vreau să dau ocazia să facă pot control. Asta dacă decide să nu bage banii pe flopul ăsta, care e periculos pentru el. Și de asta îmi place să iau lead-ul. În același timp nu folează nimeni perechea aici.
Ei. Dintr-o dată pot să iau și bătaie, pot să fac și ciop. Ce e asta? Let's fucking go, băieți. Efectiv, toți jucătorii după noi poate de aolim. Cam așa merg spoturile astea, dacă vă întrebați. Frumos, frumos. E dat cu ce, că? S-a tăiat. Dacă te pot tu? 24 între noi, eu. Dacă era Rainbow, poate aș ales să dau check aici. Dar așa cu double flash, no way. Emanuel. O știți pe Emanuel din cei care au peste 30 de ani? O știți pe Emanuel? Băieți, let's fucking go, ok? Mamă, mamă, ce olin a dat omul. Băi, băi, hai să luăm un pic mai ușor. De unde eram zeu, că... Ce lela, meu. Băieți, asta e viața reală? Serios acum. Mă întreb, asta e viața reală?